Adrian Munteanu este un tânăr de 17 ani din Ungheni care împarte cele 24 de ore în trei. Ziua învață, seara este barman, iar noaptea pictează. Totul pentru a-și realiza visul, cel de a deveni un pictor renumit. De obicei îmi place să dăruiesc lucrările mele și de obicei primesc în adresa mea că, uite, peste 20-30 de ani o să devin un pictor renumit, lucrarea respectivă o să o vând cu 1000 de euro. Dar în cel mai des cazuri, dar le dăruiesc. Totul a început dintr-o simplă curiozitate sau mai degrabă pentru a-și umple timpul liber cu ceva. A urmat exemplul prietenilor și nu a dat greș. La început eu intrasem în școală doar pur și simplu ca să-mi ocup timpul liber. După care asta a devenit un fel de plăcere, satisfacție. Cine a trecut măcar din curiozitate pe lângă rafturile cu vopsele și ustensile pentru pictură, cu siguranță a rămas uimit de prețurile mari ale acestora. Lilian spune că a investit până acum peste 20.000 de lei în materiale și nu rare ori plătea cu banii pe care îi avea pentru mâncare, dar armonia cu sine însuși pe care o are când pictează a meritat orice sacrificiu. Eu anume când pictez, intru în propria mea lume, toate gândurile să mi le adun în pictură, unde sunt doar eu și ea. Deseori, pictorii nu sunt priviți cu ochi buni de cei din jur, dar și mai rău e când nu sunt încurajați în ceea ce fac. Simt o presiune asupra mea. Tânărul însă nu cade în disperare, lucrează din greu pentru a-și putea procura cele necesare și exersează în tehnici. Fiecare lucrare făcută nouă este mai bună decât precedentă. Deși are doar 17 ani, Liliana a înțeles că pe lângă pânză și vopsele, un artist mai are nevoie de ceva esențial. Cea mai importantă calitate asta, nu pot spune, poate calitate, asta este răbdarea. Nu există pictor fără răbdare. Nu știm cât vor costa picturile sale peste 10 de ani, însă acum asemenea tineri sunt un exemplu de urmat.